FC Hunedoara a disputat ultimul joc de pe teren propriu din acest sezon al Ligii a treia de fotbal, întâlnind în penultima etapă a play-off-ului din seria a patra pe FC Caransebeș. Din păcate, jocul FC Hunedoara-FC Caransebeș s-a încheiat cu victoria oaspeților cu scorul de 2-1. Golul hunedorenilor a fost marcat de capitanul de ocazie, Pepenar, în minutul 82 din lovitură de la 11 metri. Pentru învingători au înscris Săulescu în minutul 30 din acțiune și Artean în minutul 54 din lovitură liberă de la 25 de metri. Întâmplarea face că FC Hunedoara a debutat în sezonul 2013-2014 tot într-un joc cu FC Caransebeș, care s-a jucat pe 30 august 2013 tot pe stadionul Mihail Klein și în care victoria a revenit tot bănățenilor. Pentru FC Hunedoara a fost a 10-a înfrângere stagională și al treilea eșec din acest sezon în jocurile cu FC Caransebeș. 2 în campionatul regulat, 0-1 la Hunedoara și 0-2 la Caransebeș și una în returul play-off-ului, 1-2. FC Hunedoara a câștigat la Caransebeș jocul din turul play-off-ului, 1-0 disputat la începutul lunii mai. În ultima rundă a campionatului, vineri 6 iunie, FC Hunedoara va evolua în deplasare la Nuova Becherecu Mic. Pentru acest sezon, FC Hunedoara a avut ca obiectiv promovarea în Liga a doua, însă l-a ratat pentru al patrulea an la rând.